Mulțumim foarte mult, Preasfântului Părinte Timotei Prahoveanu, pentru gândurile pe care le-a transmis. Ne bucurăm foarte mult de sprijinul Preasfinției sale în întreaga noastră activitate editorială la nivelul sectorului cultural și comunicații media. V-am rugat foarte mult, dacă doriți. Sunt aici prezente persoane care l-au cunoscut personal și care în perioada petrecerii Părintelui la Mănăstirea Cernica i-au fost ucenici apropiați. Mai avem la dispoziție încă 10 minute și mulțumim organizatorilor pentru faptul că am primit această oră. Vă rugăm. Ne-am bucurat să vă și prezentați și... foarte emoționat și surprins de această invitație. L-am cunoscut pe Părintele Benedict, dar cred că ar trebui să spun întâi cine sunt. Mă numesc Cornel Ban, sunt informatician de profesie și l-am cunoscut pe Părintele Benedict la puțină vreme după terminarea facultății. Întâlnirea cu dânsul a fost prilejuită de o misivă pe care am dus-o de la Ciolanu, de la un părinte de la Ciolanu, un părinte monah de la Ciolanu, la Părintele lui Benedict. Părintele Simion Ovezia fiind unul dintre cei care l-au cunoscut în închisoare pe Părintele Benedict și care a găsit prin mine prilejul să îi trimit această scrisoare. Nu știu cum a avut încrederea să o facă, pentru că eu nu-l cunoșteam pe Părintele Benedict la momentul respectiv. Mi-a spus unde îl pot găsi, mi-a dat scrisoarea și am dus-o. Și sigur că am fost la Cernica. Se întâmpla lucrul acesta, Părintele era deja retras. Lucrurile se petreceau în 1978. Și Părintele Benedict mi-a adresat o invitație vagă de a veni la dânsul dacă simt o nevoie anume. Într-adevăr, după cam 6 luni, mi-am luat inima în dinți și m-am dus la Părintele Benedict cerându-i îngăduința să mă mărturisesc la dânsul, ceea ce Părintele a acceptat. A fost primul meu duhovnic și sigur că a fost un semn al bunăvoinței lui Dumnezeu de a mă îndruma, de a mă îndruma pașii la Părintele Benedict. Părintele Benedict a fost foarte bolnav în ultima vreme. Am multe amintiri din spital, din vremea când dânsul a fost acolo. Am multe amintiri legate de Părintele Benedict era în continuare vizitat de oamenii securității și mi-a povestit odată că, așa cu nedumirire, spunea: i-am primit, trebuie să-și câștige și într-un fel viața. Erau multă înțelegere și multă compasiune și multă resemnare în cuvintele Părintelui Benedict. Am auzit, nu din gura Părintelui, din cuvintele unei cărți, un cuvânt pe care Părintele l-ar fi spus în închisoare, când întrebat dacă e trist, a răspuns: nu cunosc altă tristețe decât aceea de a nu fi sfânt. Și în legătură cu aceasta,
Mi-amintesc de o seară, după amiază de vară, când însoțindu-l în pridvorul casei la Cernica, într-o foarte scurtă plimbare, dânsul mi-a spus: aștept cu nerăbdare întâlnirea cu Mântuitorul. Da, părintele vorbea puțin. Cred că, da, îmi vine în minte multe frânturi de dialog cu dânsul. Nu știu dacă mai pot fi spuse sau dacă pot fi spuse așa disparat în aceste momente. Da, părintele Benedict a suferit. Ultimele zile din viața dânsului au fost deosebit de grele, a avut o suferință fizică extraordinară. L-am întâlnit în acele momente când nu mai putea să vorbească și când, din pat, simțind că cineva se apropie, a îndreptat două mâini rugătoare în sus. Eram împreună cu soția mea și am înțeles că, de fapt, părintele cere să fie, să ne rugăm pentru el. Părintele era într-o mare, mare suferință pe care o suporta cu, așa cum ți-a spus mai devreme, cu conștiința că este vizitat de Mântuitorul, este în mâinile lui Dumnezeu. Mulțumim foarte mult! În numele editurii Cuvântul Vieții și al sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei București, vă mulțumim foarte mult tuturor celor care ați binevoit să veniți să luați parte la acest eveniment cultural. E bine să știți, spațiul acesta găzduiește în zilele acestea, am citit și eu, 150 de edituri. Așa cum constatați, e mult scomod aici. Părintele Benedict iubea mult liniștea, dar considerăm că este și a fost un moment potrivit pentru a aduce în atenția publicului interesat, cititor, memoria și semnificația personalității sale. Aș dori să mulțumesc foarte mult acum personal colegilor de la editura noastră. Să știți, scriptura Cuvântul Vieții este o editură mică, mă gândeam azi, e sora cea mică a editurilor Patriarhiei Române, Bazilica Trinita și Institutul Bisericesc pentru Misiune, Institutul Biblic de Misiune Ortodoxă. În minutele următoare, vă invităm pe cei care doriți să vizitați standurile noastre, suntem coexpozanți împreună aici în partea dumneavoastră dreaptă și dacă cineva dorește să achiziționeze cele două volume, vă sunt la dispoziție. Mulțumim foarte mult tuturor, mulțumim Părintelui Consilier Patriarhal Augustin Rusu, pe care l-ați auzit și în film și l-ați văzut. Mulțumim Preasfințitului, Părintele Episcop Timotei, Părintelui Profesor Vasile Gordon, Părintelui Profesor Viorel Gheorghe Holbea. A fost, spun eu, un moment editorial, cultural, dar și duhovnicesc. Vă mulțumim foarte mult și să aveți o după-amiază frumoasă!